După ce a cumpărat divizia de telefoane de la Nokia cu 5,4 miliarde de dolari, Microsoft țintește acum o piață globală de device-uri mobile estimată la 50 de miliarde de dolari anual. Scopul principal este promovarea masivă a sistemului de operare pentru telefoane Windows 8, platformă cu cea mai rapidă creștere în această categorie, cu un avans anual de 91%. Terminalul Nokia X se adresează atât fanilor Nokia și Android, cât și celor care preferă Microsoft pentru mobil. Platforma Software X seamănă izbitor cu Windows Phone. Aparatul de tip monobloc a fost prezentat în premieră la Mobile World Congress la Barcelona în luna februarie. Telefonul 3G se bazează pe un procesor dual-core de 1 GHz, Qualcomm Snapdragon S4. Are un ecran tactil de 4 inci, cu o rezoluție de 800x480 de pixeli. Acesta permite controlul luminozității, feedback la atingere și oferă un unghi larg de vizualizare. Dispune de 512 MB memorie RAM, 4 GB capacitate de stocare, suport microSD, care acceptă carduri de până la 32 de MB. Telefonul este dotat cu senzori de lumină ambientală, accelerometru, senzori de proximitate. Nokia X are un ecran personalizabil, cu totul nou, pe care îl poți organiza pe gustul tău. Rearanjează-ți aplicațiile cu ajutorul pictogramelor redimensionabile. Grupează aplicațiile în foldere și descarcă widgeturile Android de care ai nevoie. Telefonul este dotat și cu aplicații pentru navigație. Conține hărți offline gratuite și furnizează instrucțiuni de navigare pas cu pas prin toată lumea. La capitolul foto, terminalul nu excelează. Camera, ce nu dispune de blitz, are un senzor cu o dimensiune de 3 megapixeli și o rezoluție de 2048x1536 pixeli cu focalizare fixă. Filmează cu 30 de cadre pe secundă. Telefonul are o lungime de 115 mm, o grosime de 10 mm și cântărește 128 de grame. Aparatul dispune de o baterie demontabilă de 1500 de mAh. Durata maximă de funcționare în regim standby în modul dual SIM este de 17 zile. Poți vorbi cu el în sistem 2G 13 ore și numai 10 ore în regim 3G. Folosit pe post de player, aparatul funcționează neîntrerupt 26 de ore. Cu aplicația Skype, poți face timp de o lună apeluri gratuite către rețelele fixe și mobile. Nokia X Dual SIM este disponibil în magazinele Cosmote, Romtelecom și Germanos la prețul de 89 de lei, împreună cu un abonament pe 2 ani, care include 250 de minute naționale și internaționale în zona 1, 250 de SMS-uri naționale, minute și SMS-uri nelimitate în rețea, precum și 250 de megabits trafic de date.